salut voința lor, hotărârea lor de a nu vota taxele și impozitele pe 2013. Probabil că au luat exemplu primăriilor mari, dar nu bogate, stil Craiova, Cluj, Timișoara, Iași. Și Iași, și mai aproape chiar ieri am avut o convorbire cu primarul din Buhuș și dumnealor în Consiliul Local, deci aici la noi local, nu au mărit taxele și impozitele. Din motive pe care le știm toți, toată populația orașului, mai ales la noi, este destul de săracă, dacă o mai împovărăm și noi, nu știu ce să aleg de ei, probabil că vor plăti 50%, 40% și o să ne rugăm de ei să plătească aceste taxe, dar nu vor avea de unde. Cum în decembrie s-a ajuns la concluzia că nu se măresc taxele și acum le mărim, nu știu cum de la o lună la alta, de la câteva zile la alta, se pot schimba aceste hotărâri pe care le ia Consiliul Local, zic să se găsească alte surse de a veni la bugetul local și să lăsăm populația în pace, să nu mai împovărăm cu aceste taxe și impozite mărite, pe care, în mărinuia sa, guvernul spune că poate să. Deci noi să fie, nu poate. Să rămână la fel ca în 2012, asta e părerea mea. Acum, probabil că o să-mi dați dreptate unii dintre dumneavoastră, când m-am ridicat și am fost poate împotriva acelor spectacole tip local combat, spectacole făcute în aer liber, în care sute de milioane s-au dus, miliarde, și care acum le puteam folosi în alte scopuri, nu să jupuim populația săracă a municipiului nostru. Salut și eu inițiativa domnului Martin și cred că voi găsi și alte soluții pentru a ajuta investițiile de acolo, de la spital. O să luăm legătura și eu cred că populația Oreștiului, dacă noi venim și le demonstrăm și le aducem cu argumente, haide să facem spitalul și acel dăm un leu pentru Ateneu, să spunem dăm un leu pentru spital, vor fi de acord din sărăcia lor fiecare să dea, agenții economici să dea mai mult, dar să nu mărim taxele și impozitele. Cum alte orașe, alte primării, alte municipii, alți primari nu au mărit și au ajuns la concluzia că de-a lungul anului vor găsi oportunități de a atrage fonduri la bugetul local, așa trebuie să procedăm și noi. Mulțumesc frumos! Dacă permiteți, aș vrea să rog domnul senator să intervină pentru alocarea unor sume din bugetul de stat pentru catedrală, pentru spital. Odată cu aprobarea bugetului, mai următoarea mai prin toată, 10 miliarde, 5 miliarde de intervenie, domnul senator. La rog, poate și dumneavoastră procedați la fel. Fiți sigur că voi interveni, inclusiv cu ceilalți parlamentari ai municipiului și al județului.